Salutare, bine ați revenit pe canalul meu! Motivul pentru care mă vedeți astăzi nemachiată este pentru că vreau să încercăm împreună noul fond de ten de la Oriflame. Am aici cutiuța pe care o să vă prezint imediat. Vreau să vă zic că nu am apucat să încerc acest fond de ten, deși a ajuns la mine de câteva zile bune. Mă gândeam să facem aici un first impression și astfel o să-l încercăm împreună pentru prima dată să vedem exact cum se simte pe ten, cât de rezistent e, cum arată și așa mai departe, așa că dacă sunteți curioși, rămâneți alături de mine în continuare. Vreau în primul rând să-mi pun această cordeluță pentru că mi-am împletit părul și ia uitați ce bine arată, doar că acum e foarte, foarte pufos și umflat și așa mai departe, așa că bineînțeles că n-aș vrea să-mi intre în fondul de ten. Am aici, așa cum am menționat, cutiuța pe care am primit-o împreună cu fondul de ten. O să vă întrebați, dar unde e fondul de ten? Bineînțeles că în cutiuță. Mi s-a părut o cutiuță foarte, foarte simpatică, care se deschide cam așa. Tam, 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 tam. Arată super bine, după părerea mea. Aici e și fondul de ten și aici pe margini aveți nuanțele. Sunt în total 8 nuanțe. Pe partea asta aveți nuanțele deschise și pe partea asta aveți nuanțele închise. Și dacă vreți, ne uităm puțin și la nuanțe. Avem aici 4 nuanțe deschise, așa cum am menționat. Porcelain, ivory, vanilla și beige. Iar pe partea cealaltă avem 4 nuanțe închise pentru tenuri, bineînțeles, mai închise la nuanță. Golden Sand, Almond, Amber și Caramel e nuanța cea mai închisă. Eu am aici nuanța beige și sper din tot sufletul să îmi fie bună pentru că, așa cum am menționat, nu am încercat-o înainte, să văd dacă mi se potrivește, nu mi se potrivește, dar cu ocazia asta o să o încercăm împreună. Îmi place foarte mult, în primul rând, ambalajul este din sticlă și îmi place și acest căpăcel, care bineînțeles se dă jos și avem pompița. Mi-e plac foarte mult produsele care au pompiță pentru că e mult mai ușor să dozezi produsul. Pentru cele, nu știu, din care scoți pur și simplu cu o pensulă sau mai știu eu, e destul de greu. Dar așa, având pompiță, mi se pare foarte, foarte fain și, sincer, abia aștept să îl încercăm împreună. Dar înainte de asta, am aici și noul catalog Oriflame, care este valabil până în 15-a 11-a, așa că mai aveți puțin timp, vă las și un link în partea cu descriere dacă vreți să-l răsfoiți. Poate n-ați răsfoit de mult un catalog Oriflame, să știți că au foarte multe reduceri și au foarte multe produse noi, să zic așa, așa că vă invit să îl răsfoiți puțin. Voiam să vă dau aici câteva informații despre noul fond de ten care deja a apărut în catalog. Îl găsiți la prețul de 49,99 de lei. Pure Euphoria se numește, arată foarte bine. Este non-comedogenic, are un complex Hydra Blend dezvoltat pentru a hidrata pielea în profunzime. Are SPF 35, ceea ce mi se pare super, super fine la un fond de ten. Mai are un complex Harmony Essence, o tehnologie de texturare inspirată din natură, dezvoltată pentru a conferi o stare de euforie. Te simți la fel de bine precum arăți. Acesta este și motoul, care e un moto foarte, foarte fain. Dacă cumva vă interesează, există și o pensulă Giordani cu care să aplicați fondul de ten. Noi astăzi o să îl aplicăm cu un burețel, pentru că mie în principiu îmi place să-mi aplic fondul de ten cu burețel, mi se pare mai ușor, mai ok și așa mai departe, așa că eu sper să facă o treabă super bună aceste două produse împreună și hai să-i dăm drumul să-l aplicăm pe ten să vedem și hai să-i dăm drumul să-l aplicăm pe ten să vedem exact cum arată. Mi-am adus aici aproape și oglinda, dar aș vrea să mă apropii puțin ca să vedeți mai bine efectul fondului de ten. O să-l desfac, o să-mi pun, cred că două pompițe, poate trei, mi se pare că e destul de light și
are o textură destul de lichidă din ce observ și e și destul de deschis la nuanță, așa că eu sper să mi se potrivească. Hai să vedem cum îl aplicăm. Mi se pare că are o acoperire medie. Chiar arată foarte bine. Și ia vezi, mi se potrivește și nuanța, ceea ce e foarte, foarte fain. Cred că mi-am pus suficiente pompițe. Văd că se întinde foarte bine, foarte ușor. Îmi place și cum se simte momentan pe ten. Îl simt foarte lejer. Îl simt fix ca și cum aș fi aplicat o cremă. Și îmi place senzația asta. O să-l aplic și aici pe frunte. Îmi place și acoperirea. Probabil ați văzut că am avut și eu câteva coșulețe, să zic așa, pe care le acoperim destul de bine, dar totuși nu simt tenul încărcat. Ce mai observ este faptul că tenul rămâne luminos și îmi place foarte mult. Nu-mi plac în principiu fondurile de ten care sunt complet mate. Asta și pentru că îmi usucă fața și nu-mi place pentru că am senzația după aceea că mă strânge și nu vreau lucrul acesta. Dar așa ca o primă impresie, îmi place foarte mult. Sper că l-am întins peste tot suficient de bine. L-am folosit și ca și concealer momentul acesta, doar pentru că vreau eu să vedem exact cum e. Așa arată aplicat. Probabil vedeți și voi că e luminos tenul și mi-e place foarte mult efectul acesta. Mi se pare mult mai natural. Nu-l simt deloc încărcat. Probabil pe timpul zilei o să aplic și o pudră pentru că na, e necesar. Dar o să aplic doar pe frunte și sub ochi și cam atât. În afară de asta, mi se pare că s-a așezat foarte, foarte bine. Așa că, I don't know, dacă vreți și voi să-l încercați, nu uitați că îl găsiți deja în catalogul de la Oriflame și nuanța mi se potrivește și o să vă țin la curent și cât de mult rezistă pe ten, pentru că sunt sigură că sunteți curioși de lucrul acesta. Așa că, până data viitoare, vă pup și vă doresc o zi plăcută și să spuneți în comentarii dacă voi ați încercat noul fond de ten sau dacă sunteți curioase să-l încercați. Pa, pa!